Adela Bețișor face dializă de 4 ani. Locuiește în raionul Glodeni și vine de 3 ori în săptămână la Bălți la dializă. Până a fi deschis acest centru, pacienta făcea dializă la spitalul din Bălți. Știți, nici acolo nu a fost rău, dar aici e minunat, e minunat. Aparatele noi, lucrătorii medicali super, ne uităm la televizor, mai dormim, mâncăm. În patul de alături l-am cunoscut pe Pavel Chipăruș, care face dializă de aproape 5 ani. Bărbatul spune că până a venit aici era nevoit să cumpere medicamente din banii proprii, iar uneori nu îi ajungeau nici măcar pentru jumătate din preparate. Tare greu. Mult cumpăram medicamente, nu s-a ajunge și aici, deja ca vin niște cochii, mai vin niște cochii, tot ce le este, tot. O altă pacientă a centrului este Ana, o tânără care face dializă de la 17 ani. То, что, во-первых, аппараты новее, и, наверное, чистка лучше, и плюс бесплатные лекарства. Elena face dializă de 6 ani și ea, ca și ceilalți beneficiari ai centrului, a fost transferată recent de la spitalul din Bălți. Este diferență. Acolo totuși personalul tot s-a turnat frumos cu noi, dar aparatele. Aparatele tot era de genă, dar aici aparatele sunt noi, e tot modern. Centrul este dotat cu 32 de aparate de dializă de ultimă generație și poate deservi peste 200 de pacienți cu insuficiență renală cronică în stadiu terminal, ceea ce depășește de 2 ori numărul actual al persoanelor din nordul țării care au această problemă. În plus, pacienții beneficiază gratuit și de alte servicii. Pacientul primește și medicația metabolică, adică diferite vitamine care la fel ameliorează metabolismul general. Pacienții în timpul dializei sunt hrăniți la noi, deci cu un meniu special care este efectuat de nutriționistul companiei și noi avem 9 meniuri. De asemenea, lunar, pacienții fac un set de analize și beneficiază de serviciile unui psiholog. În cadrul centrului activează peste 20 de angajați. Printre aceștia se numără și un doctor moldovean care a activat timp de 10 ani într-o clinică privată din Rusia. Recent, acesta a decis să se întoarcă acasă. Я узнал о том, что здесь будет открываться центр, был разговор с руководством и приняли решение, что лучше быть здесь. Разницы между оснащением там, Москвы, скажем, Московской области и Бельцем или Кишиневым нет. Все работают по одним и тем же стандартам. Centrul din Bălți are 3 săli de dializă. Investițiile au fost de aproximativ 1,3 milioane de euro. În Republica Moldova există peste 600 de pacienți care au nevoie de dializă.